Bună seara. Agent Petrescu Mihai de la Poliția Rutieră vă deranjez. Cum vă numiți, doamnă? Bună. Sunt Mari și am 37 de ani și sunt trompeta clasei sociale. Doamnă, v-am oprit din cauza faptului că aveți farurile și geamurile foarte, foarte murdare. Abia puteți vedea prin ele. Vă rog să le spălați. Geamurile, dacă eu nici în casă nu fac nimic, nici în mașină, soțul meu le spală. Eu sunt așa mai cochetă, mai... Mie nu-mi place să fac nimic decât să-mi pun mărgeleturi de astea. Dar le spăl, nu-i problemă. Da, spălați-le. Da? Ce organ frumos sunteți. Îmi place. Doamnă, ce faci acolo, doamnă? Păi, nu. No, Mari spară parbrizul, nu? Păi și cu ce îl spălați? Cu suc? Nu, păi, eu așa spăl. Mari e cochetă, spală doar cu suc, nu. Doamnă, cu apă, doamnă, spălați? Cu apă trebuie să spălați. A, nu, dar eu nu folosesc apă, nu, doar suc folosesc. Doamnă, luați apă, doamnă, luați apă. Nu, dar eu nu folosesc apă. Luați apă, cum vă spun eu. Spălați cu apă, vă rog frumos. Eu nu folosesc apă, eu nu. Luați apă. Spălați cu apă. Cu apă să folosesc, ce fel de om e, doamnă. Spălați parbrizul cu apă. Cum să dau așa, să dau? Da, așa. Cum, doamne,